Accidentul a avut loc pe drumul național 7 în localitatea Morărești din județul Argeș. Pe o pantă și într-o curbă periculoasă, șoferul autoturismului, în care se aflau turiști unguri, a pierdut controlul volanului și a intrat direct într-un tir care venea regulamentar din față. Ca să nu-i strivească, șoferul tirului a tras total dreapta, cu riscul de a ieși în decor spre o râpă. Din curba a apărut, așa, în momentul în care am intrat pe prima bandă, el a venit drept către mine, deci eu n-am mai avut, în afară de a trage dreapta, nimic altceva de făcut. 4 ambulanțe, 2 de la Smurs și 2 de la Serviciul Județean, au fost trimise la locul accidentului. 3 persoane au fost duse la spitalul din Pitești. Două dintre victime se află în stare gravă și au fost investigate la Spitalul Județean Argeș. Au multiple leziuni și traumatisme. Polițiștii au deschis o anchetă și au stabilit și cauzele producerii accidentului. Principalii factori sunt viteza, curba deosebit de periculoasă în pantă și pneurile mașinii, care erau de iarnă. Accidentul s-a produs pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, carosabil parțial umed și curbă deosebit de periculoasă. Un conducător auto a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autocamion care a explodat în autobuz.